Binecuvântat să fie Domnul! Amin. În Psalmul 25, cu versetul 8, David spunea că Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Despre calea aceasta aș vrea să vorbim astăzi și vă invit să deschidem împreună Sfintele Scripturii. În cartea Evanghelistului Luca, capitolul 13, vom citi câteva versete, începând cu versetul 22. Luca 13 cu 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El i-a răspuns: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, că vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, El vă va zice: nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: noi am mâncat și am băut în fața ta și în unițele noastre ai învățat pe norod. Și El va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Amin. Vă rugăm să vă reașezați. Mulțumesc Bunului Dumnezeu care a îngăduit să ajung pentru prima dată și în biserica aceasta. Și mă rog Domnului pe toți să ne binecuvinteze. Sunt într-o călătorie, pentru că într-un anumit fel toți suntem străini și călători. Evrei 11 cu 13. Suntem străini și călători. Din punct de vedere biologic, hai să spun, noi toți călătorim dinspre leagăn înspre mormânt, înspre sicriu. Unii din voi sunteți mai aproape de leagăn. Eu cred că sunt mai aproape de sicriu, am trecut de 60 de ani. Dar nu știm cât mai are fiecare până la sicriu. De aceea omului Dumnezeu Moise în Psalmul 90 se ruga în versetul 12: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Să ne învețe Domnul. Noi călătorim. În Exod capitolul 17, versetul 1, apare expresia călătoriile zilnice. Noi în fiecare zi, în timp, călătorim. Dumnezeu că ne-a adus în existență, ne-a așezat într-o diagramă cu două coordonate, spațiu și timp. Noi în timp oricum călătorim. Eu de ieri, de la ora asta și până acum, am călătorit 24 de ore. Și în ziua în care îți propui să nu faci nimic, să nu te dai jos din pat, în timp, pe coordonata timpului, tot călătorești. Pentru că noi suntem străini și călători. Din punct de vedere geografic am călătorit din țara Fagilor, numită Bucovina, până aici la Sibiu, pe malul Cibinului, nu așa se cheamă apa. Și știe Dumnezeu câte neamuri de oameni au locuit aici și câte generații s-au perindat pe pământurile acestea. Dar din punct de vedere spiritual, noi călătorim. Înspre ce călătorim? Care ne e ținta, care va fi destinația noastră? Că din punct de vedere spiritual sunt două drumuri, două căi. La capătul uneia îi raiul binecuvântat, să dea Domnul să ajungem toți acolo. Și cei dragi ai noștri, amin.
La capătul celelalte cărări, a celelalte căi, există un loc de chinuire veșnică. Să n-ajungem acolo. O cântare veche care mi-a marcat mie ani copilăriei spunea: două drumuri sunt pe lume, unul e bun și altul e rău. Unul duce la pierzare, celălalt la Dumnezeu. Noi pe care suntem, pe care călătorim? Pe celălalt suntem, pe ăla bun. Dumnezeu să ne ajute să fim așa. Amin? Repet versetul: Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Aș vrea să ne recunoaștem păcatele noastre, să ne recunoaștem înaintea Domnului ceea ce suntem, să rămânem smeriți și în ziua de astăzi El să ne arate calea sa. Frații mei, un om din mulțime pune o întrebare referitor la calea mântuirii. Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Vorbim de aceste două căi posibile. Ele sunt, cum să vă spun eu, în Proverbe, parcă în 14:12, omul Dumnezeu spunea: multe căi se par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Deci noi avem impresia că sunt multe căi, și pe aici, și pe aici, și pe aici, dar noi le putem așa grupa și vom vedea că în definitiv sunt două căi. Dacă ar vrea să definim calea mântuirii de care vorbește Scriptura aici, vom vedea că ea apare în Sfânta Scriptură sunt diferite denumiri. În Matei capitolul 3, de exemplu versetul 3, și în multe alte locuri din Noul Testament, calea aceasta e numită calea Domnului. Dar ea este tocmai calea mântuirii. Celelalte expresii se referă la aceeași cale, că nu sunt decât două cărări. Este calea Domnului, care este calea mântuirii. În Luca, în capitolul 1, versetul 79, cântă Zaharia o cântare de bucurie că i s-a născut feciorul Ioan și spune că el va îndrepta pe oameni pe calea păcii. E doar o caracteristică a acestei căi a Domnului. Căci pe calea Domnului, pe calea mântuirii, nu pot să meargă decât oameni care au pace. Să ne dea Domnul pace. Să avem pace cu Dumnezeu și să avem pace unii cu alții. Și de ce nu să avem pace în interiorul nostru, în inima noastră? Doamne, ajută-ne! În Fapte, capitolul 9, versetul 2, se spune că Saul din Tarsul Cilicii mergea la Damasc cu scrisori de împuternicire, că dacă va găsi la Damasc oameni, bărbați, femei, care umblă pe calea credinței. Calea Domnului este parcursă de oameni care au credință, de oameni care au pace. Să ne dea Domnul credința asta. Că nu poți să mergi pe calea aceasta fără să ai credință în Dumnezeu. În Epistola a doua lui Petru, capitolul 2, Petru vorbea de unii mincinoși, învățători, proroci, care aduc deservicii pocăințe. Și apoi în versetul 2 spune că mulți îi vor urma și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Pentru că pe calea Domnului merg numai oamenii care trăiesc în adevăr. Acum, dacă tu spui că ești pe calea Domnului, că ești pe calea mântuirii, întrebarea mea este: care-i relația ta cu adevărul? În Ioan capitolul 8, versetul 32, apare o expresie: veți cunoaște adevărul. Ca adevărul întâi trebuie cunoscut. În Psalmul 15, spune adevărul din inimă. Adevărul trebuie întâi să-l cunoști
După aia să îl spui întotdeauna și numai adevărul. În a treia Ioan, versetul 4, spunea apostolul: eu nu am o mai mare bucurie decât să știu că ai mei copii umblă în adevăr. Pentru că adevărul trebuie cunoscut, trebuie spus, trebuie trăit și câteodată Psalmul 45, versetul 4, apără blândeța, adevărul și neprihănirea. Adevărul trebuie apărat, frate. Să ne dea Domnul puterea asta. De fapt, în Ioan, capitolul 14, versetul 6, Domnul spune așa: eu sunt calea, adevărul și viața. Asta nu i-a spus lui Pilat. Ăla m-a întrebat ce este adevărul, dar nu a primit răspuns. Azi noi avem răspunsul. Adevărul este Domnul Iisus Hristos. În ce relație suntem noi cu adevărul, cu adevărul absolut, cu Fiul lui Dumnezeu? Știți, în lume, în lumea științelor, există multe adevăruri. Le-am spus eu, adevăruri mărunte. Există multe realități. Eu n-am fost bun la matematică, dar știu că 1 plus 1 e egal cu 2. E adevărat? E adevăr în asta? Adevăr, nu? Și în lumea asta științelor, în fizică, în chimie, în biologie, în medicină, sunt multe adevăruri. Dar adevărurile astea toate trebuie să se sprijine sau să îl sprijine pe marele adevăr. La construcții mă pricep, mai puțin, dar mă pricep. Una din cele mai rezistente construcții sunt arcadele. Ați văzut dumneavoastră poduri așa făcute rotund, zidite din piatră. Și pivnița lui tata e tot așa, zidită din piatră rotund. Cum se face zidăria asta? Se face un cofrag așa rotund, semi-rotund, și pe el se pun pietre, pe cofragul acela, de o parte și de alta. Iar sus se încheie construcția cu o piatră în formă de pană. Aia se bate forțat acolo și când se desface cofragul, toată clădirea, și de o parte și de alta, se sprijină pe piatra aceea. E o construcție foarte puternică. Ei, piatra aceea este Hristos. Când toate realitățile noastre și ale științe se sprijină pe Hristos, toate au valoare în viață. În momentul când vrei să strici o astfel de construcție, te silești ca să ridici piatra din mijloc. În momentul când ai luat piatra aceea, toate se dărâmă. Toate sunt mormani de dărâmături. Toată înțelepciunea omenească, știința noastră, realitățile de zi cu zi, dacă nu se sprijină pe Hristos, sunt doar niște dărâmături. Întrebarea mea este: în ce relație suntem noi cu adevărul? Căci această cale a Domnului, calea asta a mântuirii, este calea adevărului. Dumnezeu să ne ajute să trăim în adevăr. Amin? E bine, de partea cealaltă și calea păcătoșilor, calea care duce la moarte. Când definitiv în Ieremia, capitolul 21, versetul 8, cuvântul Domnului spunea: iar poporul acestuia spune, îți spun înainte calea vieții și calea morții. Două cărări sunt. Pe una din cărările astea, pe una din căile astea, trec și pașii tăi în ziua de astăzi. Ești pe calea vieții, care e caracterizată prin pace, prin adevăr, prin credință, sau ești pe calea morții? Psalmul 1, versetul 6, calea păcătoșilor. Proverbii, capitolul 13, versetul 15, calea celor stricați este pietroasă. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, pe cei ce sunt pe calea pierzării. Toate definițiile astea vorbesc de o singură cale, calea care duce la moarte. Și acum facem un rezumat. Este calea care duce la viață și este calea care duce la moarte. Calea care duce la viață, Domnul descrie ca fiind o cale îngustă. Noi avem o cântare veche: pe calea îngustă
E luptă, știți cântarea? Plăceri de șertăciuni pe ea nu-s. Nu-i împodobită, dar-i dreaptă și e bună că duce în sus. Să ne ajute Domnul să mergem pe calea asta. Vis-a-vis de întrebarea pusă de omul din mulțime, aș vrea să mai vorbesc de argumentul șubred pe care îl folosesc unii oameni încercând să prezinte calea pe care merg și argumentul mulțimii, al cantității. El întreabă, sunt puțini acei ce sunt pe calea mântuirii? Frații mei, eu sunt la a treia generație de pentecostal. Părinții mei, chemați de mult acasă de Domnul, mama mea născută în 1930, născut în pocăință. Bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. A făcut ani grei de pușcării în vremea lui Antonescu, pentru că era pocăit. Eu sunt la a treia generație, dar încă din școală mi se punea o întrebare care îmi făcea să-mi fie un pic rușine. Mă întrebau colegii, măi, voi pocăiți, cât sunteți acolo? Noi știți ce mulți suntem? Păi la recensământul ultim a ieșit 90 ceva la sută, sau cât au ieșit, nu știu, creștinii, ortodoxi, catolici, noi suntem mulți. Și mie mi-era rușine că suntem puțini. Eu spuneam, suntem și noi mulți, e plin la noi la adunare. Dar era o adunare, na, ca la țară, așa. Eu mă lăudam că e plin. Ei bine, am citit în Sfânta Scriptură și am găsit că nu e foarte importantă cantitatea, mulțimea. Dimpotrivă, am găsit că în anumite judecăți a lui Dumnezeu, cei puțini au fost găsiți buni. Hai să vorbim din Geneza, capitolul 6, versetul 12, toată suflarea era îndreptată numai către rău și a stricat fiecare făptură calea, Dumnezeu a hotărât să nimicească omenirea printr-un potop de ape și m-am gândit la scena aceasta. Eu cred că acolo era o mulțime mare de oameni. Cât o fi fost de bajocorit noi, cât o fi fost el de ironizat, când pe un vârf de deal el își construia un vapor, da? Când Epistola lui Petru, capitolul 3, spune că Hristos a fost omorât în trup, dar înviat în Duhul, în care s-a dus să propovăduiască Duhul din închisoare, în vremea răzvrătirii lui Noe. Oamenii erau răzvrătiți. Eu cred că Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, îl descrie în Sfântul Testament, a spus oameni buni, va veni o judecată a lui Dumnezeu peste pământ. Răutatea asta va fi pedepsită de Dumnezeu. Dar oamenii nu l-au ascultat. Noi acum trăim între două mari judecăți a lui Dumnezeu. O judecată care a trecut și se cheamă potop de apă, și o judecată care va veni și foarte aproape și se cheamă potop de foc. Între astea două judecăți suntem noi în anul 2020. Potopul de apă a trecut de mii de ani, potopul de foc e gata ca să vină. Dar Sfânta Scriptură ne spune că de la potopul de apă câțiva oameni au scăpat. Înseamnă că și de la potopul de foc câțiva oameni vor putea să scape. Dar eu vă întreb, o scăpat mulți de la potopul de apă? Noe, împreună cu cei trei feciori, Set, Ham, Iafet și cu nevestele lor, adică 8 suflete au scăpat, spune Sfânta Scriptură. Bun, dar cu cei mulți care se lăudau că-s mulți, că-s puternici, că dețin supremația, cu aia ce s-a întâmplat? Au fost judecați și pedepsiți de Dumnezeu. Și întreabă omul ăsta, Doamne, pe calea mântuirii sunt puțini? Hai să vorbim de cele 5 cetăți din câmpie. Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și Țoarul. Țoarul până la urmă a scăpat. Erau cetăți puternice în care imoralitatea era cultivată, știm, la rang de virtute, ca și în zilele noastre. Eu nu am nimic cu religia nimănuia, dar am ce am cu păcatul. Eu nu am nimic împotriva încredințării dumneavoastră, dar sunt pus aici să stric tare împotriva păcatului. Și doresc ca Dumnezeu să ierte România
și Dumnezeu să ne facă mai buni, începând de la autoritățile cele mai mari până la cele mai mici. Doamne ajută-ne! Și când a venit pedeapsa peste Sodoma și Gomora, când au căzut din cer foc și putioase, când fântânele cu smoală din vremea lui Gedaraomer s-au aprins, eu văd acolo oameni care căutau disperat oxigen. Văd acolo bătrâni care s-au așezat pe burtă că nu mai aveau aer, se intoxicau. Eu văd acolo un tevăluc de foc care venea peste oameni și i-o prăjolit și i-o ars acolo pe toți. Câțiva au scăpat? Câți au scăpat? Mulți sau puțini? Ceva mai puțini au scăpat. Deci nu argumentul ăsta al mulțimii trebuie să vă dea dumneavoastră mare încredințare că sunteți pe calea cea bună. O întrebat un om de mulțime, învățătorule, sunt puțini cei ce sunt pe calea mântuirii? Și am vrut în scurte cuvinte să definim calea mântuirii. Că sunt două căi, una duce la viață, una duce la moarte. Celelalte denumiri sunt doar caracteristice ale lor. Și pe una din căile acestea ești și tu. Eu așa aș vrea să mă rog ca psalmistul din Psalmul 139, ultimul verset 24. Doamne, cercetează-mă și vezi, dacă nu sunt pe o cale bună, du-mă pe calea veșnicie. Vrei să ne duc azi Domnul pe calea asta? Dumnezeu să ne ajute. Întrebare venită de la unul din mulțime. Și acum urmează răspunsul Domnului. Ce-mi place mie la răspunsul ăsta al Domnului, că Domnul face o mutare foarte importantă în sistemul nostru de gândire omenesc. Omul ăsta nu era interesat de el, era interesat de alții. El vorbește de persoana a treia, ăia de pe calea mântuirii, ăia sunt puțini și Domnul nu are treabă cu ăia de pe calea mântuirii. Are treabă cu el și spune, nevoiți-vă. De la persoana a treia, Domnul trece la persoana a doua. Nu-i treaba ta că sunt pe calea mântuirii. Treaba ta e să fii tu pe calea mântuirii. Știți că de multe ori pe noi ne interesează de pocăință, dar de pocăința altora. Ne interesează de soarta unora. Moare câte un om la noi, câte o bătrână și spune, frate Dragoș, oare ăsta va fi mântuit? Dar-i treaba mea dacă va fi mântuit. Eu mă uit la tine dacă vei fi mântuit. Eu mă uit la mine dacă voi fi mântuit. Ne interesează faptele unora de aici din Sibiu. Ce ăla ce fapte are? Dar nu trebuie să te intereseze faptele lui. Trebuie să te intereseze faptele tale. Mie mi s-a părut așa ciudat modul cum se comportă Domnul când îl cheamă pe Petru. Îi pune de trei ori aceeași întrebare, Petru mă iubește, Ioan capitolul 21, Petru declară dragostea și Domnul unge păstor, îi dă în pastorație mielușeii, oițele și oile. Și iată-l pe Petru, primul păstor al bisericii din Ierusalim și are atribuțiuni pastorale. Trece cineva pe lângă dânsul. În versetul 21 și versetul 22 și Petru întreabă, Doamne, cu el ce o să fie? Știi ce spune Domnul? Ce spasă ți-i? Tu vine și urbează-mă. Că asta e problema noastră. Că nouă tare ne pasă de alții și nu ne pasă de noi câteodată. Ne pasă de copiii altora și nu ne pasă de copiii noștri. Ne pasă de nevasta lucrătoare și nu-mi pasă de nevasta mea. Și asta Domnul face o mutare foarte importantă în sistemul de gândire. Și îi spune omul, te-a întrebat de mulțime, nevoiți-vă, adică voi să vă nevoiți să fiți pe calea mântuirii. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Eu când am pus problema mântuirii, m-am întrebat, mântuirea este un instantaneu sau un proces? Mântuirea se realizează într-o clipă sau e o durată mai lungă? Și am ajuns să cred că mântuirea, de fapt, e un parteneriat între Dumnezeu și om. Pavel spunea în Filipeni, capitolul 2, versetul 12, că noi totdeauna am fost ascultători, el ne recomandă să ne ducem mântuirea
până la capăt. Înseamnă că mântuirea are două capete. Da? Are două. Un capăt de unde începe și un capăt unde se sfârșește. De unde începe mântuirea, îi acțiunea lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu a început mântuirea. Psalmul 40 spune, îmi pusesem nădejdea în Domnul, s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mocirile, din groapa pe iri, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașe, în gură mi-a pus o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Mulți au văzut și s-au temut. Eu nu puteam să mă mântuiesc singur. Eu nu puteam să mă iert eu de păcatele mele. Eu nu puteam să ies din fundul mocirile. Era o groapă adâncă. Și atunci a venit Dumnezeu și m-a scos de acolo, mi-a pus picioarele pe stâncă, după care a spus vorba fratului Coroamă. Drum bun, o călător, pornit spre veșnicie. De acum e treaba mea. Galateni 1 cu 4, el ne-a smuls din veacul acesta rău, după voia lui Dumnezeu și Tatăl. Asta a făcut el. El și-a făcut partea. El l-a trimis pe Hristos în lume, s-a întrupat prin Fecioara Maria, sfântă și curată. Domnul Iisus a crescut în lume, a murit pentru păcatele noastre și prin credința în numele Lui, spunea Petru în Fapte 10 cu 43, căpătăm iertarea de păcate. Mântuirea are un început. Începutul îi aparține în totalitate lui Dumnezeu. Efeseni 2 cu 8, voi prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, e darul lui Dumnezeu. Ne uităm la călătoria evreilor. O pleca din Gosen și mergeau spre Gilgal. Ei au fost mântuiți. Mântuit înseamnă salvat, scăpat. Ei au fost scăpați din robie. Și nu au avut mare lucru de făcut. Aduceți-vă aminte că în momentul când au ieșit în noaptea aceea de Paște, în ziua 14, în luna 1-a, au plecat cu toți. Au ajuns în fața mării. Din spatele lui Faraon, dezmetecit, folosesc un cuvânt de cap, au spus, măi, ce am făcut? Am lăsat mâna de lucru să ne plece? O înarmată, o șteni, cară de război și mergeau în urma lor. Și iată-i pe evrei acum aprinși, în față, mare, în spate, Faraon. Au început să țipe. Și în Exod, capitolul 14, cu versetul 14, Domnul îi spune, stați liniștiți, că asta, mântuirea, aparține lui Dumnezeu. Noi trebuie să stăm liniștiți. Atât? Bun, dar după ce-o parcurs drumul, și-au trecut Iordanul și-au avut de intrat în Canaan, le spune Iosua acum, luptați? Ca să intre în împărăția lui Dumnezeu, îți trebuie luptă. Iată de ce eu văd mântuirea aceasta ca un proces inițiat de Dumnezeu în dreptul nostru, ca un parteneriat în care Dumnezeu și-a făcut treaba, dar și noi avem treaba noastră. Mie nu-mi place pocăința aia ieftină. Crezi, ridici o mână și mântuit pentru totdeauna, egal ce faci. Nu-i adevărat. După ce Domnul te-a adus pe calea pocăinței, te-a adus pe calea asta îngustă și dreaptă, de acum tu trebuie să o parcurgi. Calea asta nu e o bandă transportoare, cum sunt în aeroportul și în moduri. Te-ai suit pe calea asta și te trezești în cer. De acum tu ai partea ta de acțiune, ai aportul tău în procesul mântuirii. Dumnezeu să ne ajute! Și nu uitați, le spun celor care sunteți pocăiți de ani și ani de zile. Eu am 60 de ani de când sunt pocăit. De fapt nu 60, că m-a întrebat cineva, dar ce ești pocăit din prima zi? Am spus nu, cam un an de zile am fost sfânt. Că dacă unul din părinții credincioși, copilul e sfânt. Cam după un an o trebuie să mă pocăiesc, când trăgeam de pe masă, făceam... Și am 59 de ani de când sunt pocăit. Dar știți că în călătoria asta, evreii au înregistrat pierderi, frații mei. Evreii au înregistrat pierderi. În cartea Numerii descris câți au ieșit și câți au ajuns.
că nu toți care au ieșit din Egipt au ajuns în Canaan. Asta pentru noi e o mare avertizare în ce împlinește sau trăirea pocăinței noastre. Dacă vreți exemplu de mai înainte, au ieșit din Sodoma, se pare că 4 persoane. Au ieșit Lot cu nevasta și cu 2 fete. Că ceilalți au crezut că Lot glumește. Frații mei, nu glumiți cu pocăința. Proverbii 14:9, cel nesocotit glumește cu păcatul. Nu glumiți cu judecata lui Dumnezeu. Nu glumiți, că ginerii lui Lot au crezut că socul se face glume. Și au rămas acolo sub pedeapsa aceea. Dar astea 4 suflete au ieșit. Lot a obținut aprobarea salvării cetății Soar. Că a spus, uite, țoarul e aproape și nu mai nimici Domnul și țoarul. Dar știți că nevasta lui Lot nu a ajuns? Nu a mai ajuns. Că porunca era așa. Nu te uita înapoi. Odată ce ai ieșit din lume, fratele meu, n-ai voie să te uiți înapoi. În Luca așa spune, cine pune mâna pe coarnele plugului, ani de zile o amarat cu plugul și cu caie. Cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu-i vrenic de împărăție. Numeri capitolul 11, versetul 3 spune, adunăturii de oameni din tabăra lui Israel, dar chiar și copiilor lui Israel, li s-au făcut poftă, li s-au făcut dor de ce au lăsat în Egipt, de praji, de pești, de usturoi, și căutau să se ducă înapoi. Cei care sunteți pe calea pocăinței, să nu vă vie poftă de lume, nici de muzica lor, nici de sporturile lor, nici de ce au ei. N-are voie să ne vină poftele vechi. Dumnezeu să ne păzească, amin? Mântuirea aceasta este un proces în care avem și noi partea de implicare. A merge pe calea strâmtă e un efort pe care noi trebuie să-l depunem. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și apropo de aici, Domnul mai face o referire de timp. Trece de la timpul prezent la timpul viitor. Nevoiți, vă spunea el. Acum, azi, nevoiți. Căci mulți vor vrea, dar nu vor putea. În Eclesiastul capitolul 3 spune că fiecare lucru de sub soare își are vremea lui. Dar de la versetul ăsta sunt câteva excepții. De exemplu, rugăciunea. Rugați-vă neîncetat. Mulțumirea. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. 2 Timotei 4. Propovăduiește cuvântul la timp și nu e la timp. Doamne ajută! Pocăința se pare că are vreme. O vreme. Știți care este vremea pocăinței? Care știe? Astăzi. Cine garantează că eu mâine în drumul spre casă voi ajunge acasă? Dar cine garantează că tu vei prinde ziua de mâine? De aceea spune în Evrei capitolul 4, versetul 1, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Eu am niște întâmplări de viață, le-am mai spus. Aici nu, că n-am fost niciodată. Într-o zi, într-o duminică, cred, eu locuiesc lângă Suceava, în satul Bosanci. Vine fratele Rotaru Aurel din comuna alăturată, de la Udești. Și îmi spune, frate Dragoș, n-ai vrea pe miercuri să vii la o mormântare la noi? A murit un bărbat la vreo 41-42 de ani, tata, 4 copii, și vrem să ne mormântăm, nu vii să predici și tu. Dar el îmi spune, dar bărbatul nu-i pocăit, e ortodox. Și eu spun, bun, de la Udești, biserică, parohie, de ce îl îngropați voi pocăiță? Și el îmi spune, măi, stai să spun, nevasta omul acestuia a început să meargă la adunare la pocăiță. O dată, de 2 ori, de 3 ori, i-a plăcut. Bărbatul la un moment dat spune, măi, unde merge nevasta mea? Că de pocăiți s-a avut tot fel de lucruri rele și neadevărate. Și a mers și el. Și i-a plăcut și lui. Și s-a hotărât amândoi că se pocăiesc. Vine vremea să iei botezul.
În duminică dimineața, când trebuie să iei botezul, el îi spune la nevastă: măi nevastă, m-am gândit să iei tu botezul, eu mai amân. Și știi de ce amân? Mă tem că n-am să pot ține, că acolo la pocăiți trebuie să fii tare hotărât și nu cumva să-l supăr pe Dumnezeu. Eu vă spun un lucru, diavolul are mai multe moduri de a amăgi oamenii. Unora le spune: nu-i bună pocăința. Ei, dacă tot tu te-ai convins că e bună pocăința, ai să te pocăiești, dar mai târziu. Nu acum. Dacă tot vrei să te pocăiești, vine și te amăgești și spune: măi, dar tu nu poți, măi, tu știi cum e acolo la pocăiți? Tu n-ai să poți ține. Fraților, eu țin pocăința. Nu că sunt eu tare, pe mine mă ajută Dumnezeu. E așa de simplu. În viața mea n-am pus vârful limbii pe bere, pe vin, pe băutură. N-am tras un fum de țigară, nu m-am dus la filme, nu m-am dus la meciuri. 35 de ani am făcut mecanic locomotivă, n-am vândut un kil de motorină, că ăștia erau hoți de motorină. Dar de ce am făcut așa? Pe mine m-a ajutat Dumnezeu. Și ce, o duc așa de rău, arăt eu om că o duc rău, că n-am furat? Și bărbatul ăsta îi spune: măi, eu am să iau botezul, promit cu prima ocază. Nevastă spune: băi, avem 4 copii, era frumos să ne vadă, intrăm în apă amândoi. Măi, nevastă, promit, cu prima ocază îl iau. Soția e botezul, el nu ia. În anul acela a fost un an tare ploios acolo în părțile noastre. Într-o duminică, bărbatul a luat vitele și a plecat pe islaz. A venit o ploaie mare, nevastă a luat o parazol mare, a mers după bărbat și îmi spune nevasta, că eu am fost la mormântare. Spune: băi, vitele mergeau înainte pe șosea, noi mergeam amândoi sub umbrelă. O tot fulgerat, o tot răsnit și o trăsnit în umbrelă. Uite, eu n-am avut nimic și bărbatul meu a murit, o ars pe asfalt. Îmi spune: frate Dragoș, avea ciorap de supraelastic și ardeau așa cu flacără. Am vrut să-i trag ciorap pe jos, erau lipiți, mi-a arătat degetele ei arsă. Și atunci m-am dus la mormântare. Dar eu vă 3 zile până mă duce la mormântare, m-am tot gândit: Doamne, dacă omul ăsta 41 și 2 de ani, nu știu exact, l-ai așteptat, ce nu l-ai mai așteptat o lună? La tine care ești Dumnezeu, era mult o lună? Și eu nu-s proroc, dar un glas așa clar mi-a spus: dar el de ce a amânat? Dacă l-am așteptat 41 de ani, el de ce mai a amânat o lună? Printre plăgile Egiptului, am să vă predic ceva ce nu vă place, sigur. Și nici mie nu-mi place. Erau gospodinile egiptene, femei curate. Au turnat făină, au pus drojdie, au pus apă și frământau să coacă o pâine. Și când frământau, cum sare o broască înăuntru. Mai mâncați? Dom'le, se culcă un egiptean de ăla căpetenii la faraon pe o pernă din aia brodată și nu mai sare o broască pe pernă. Mai puteți dormi? Era o urgie trimisă de Dumnezeu și s-au îngrozit egiptenii de broaștele astea, l-au chemat pe Moise și Moise a spus: când vrei să mă rog ca să pleci broaștele din țară? Și faraon se gândește, se face el socotelile și spune: mâine. Și fratele Daniel Brânzei avea o predică intitulată Încă o noapte cu broaște. Mai voi care nu vreți să vă pocăiți azi, eu nu câștig nimic, eu îndată plec acasă în Bucovina mea dragă și nu știu dacă mai vin vreodată sau nu. Ce mai ai tu de făcut la noapte? Ce mai ai tu de făcut în zilele care urmează de nu vrei să te pocăiești? Că pe calea asta trebuie să te anevoiești ca să intri. Și Domnul folosește timpul prezent. Acum anevoiți-vă. Dumnezeu să ne ajute, amin? Mama mea a mai avut o soră, mai mare decât ea, care s-a pocăit. Un cheșu a făcut școală de ofițeri în Berlin. Și când s-a făcut insurecția armată, când românii au înturnat armele împotriva germanilor, unchiul meu era ofițer în Berlin, la Academie. Și într-o dimineață i-au arestat pe toți, că deja nu erau brășmași români. Și l-au băgat în lagăr, și-au muncit câțiva ani în lagăr de concentrare. Era un bărbat puternic. A venit acasă,
Mătușa s-a pocăit, băiatul lor s-a pocăit, predica Evanghelia, iar unchiul meu spunea, mă, eu știu că trebuie să mă pocăiesc, mă. Eu știu că trebuie să iau botezul să vin la voi și am să mă pocăiesc eu. Așa au trecut ani unul după altul și au ajuns la 80 și ceva de ani. Din ofițerul de altă dată a devenit un bătrân greoi, plinuț, i s-a făcut rău, sta în pat, se întorcea în pat și spunea, tu firuță, eu n-am luat botezul, eu mor și n-am luat botezul, spune la Dragoș să vie să mă boteze. Mă sună de acasă, Dragoș, unde ești? Sunt cu trenul în ajut, eu eram mecanic locomotivă. Măi, un cheștuil vrea botezul. Păi spune că vin mâine, că n-am cum să vin mai repede. S-a ridicat din pat, umbla prin casă, a căzut jos. Mătușa fiind slabă, nu l-a putut ridica, au venit doi vecini, mi-au spus, măi, Ilie, stai acolo liniștit. Băi, eu vreau botezul. Eu mor și nu-s botezat? Și vecinii spunea, măi, vine nepotul, vine Dragoș, dar mâine vine. Iar s-a ridicat, iar a căzut, l-a pus vecinii în pat și a murit. Și acum eu mă gândesc, dar în 80 de ani, n-ai știu că nepotul tu te poate boteza? Merge la adunare, merge la evangelizări, dar tot o amâna de azi pe mâine. Și Domnul spune, nevoiți-vă să intrați, nevoiți-vă astăzi, că va veni o vreme că mulți vor vrea astăzi la timpul viitor. Poate mâine, poate mâine să vrei, poate săptămâna viitoare ai să vrei și n-ai să mai poți. De aceea rugămintea mea către Duhul Sfânt să ne lămurească astăzi pe fiecare. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Și prin învățătura care ne-o dă, El ne spune că astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, amin? Aș vrea să am câteva sugestii la textul acesta. Spune cuvântul Domnului că această cale, ca și în Matei 7, cu 13 și 14, este tare îngustă. Înseamnă că noi trebuie să mai abandonăm din lucrurile care le avem ca să ne putem conforma la dimensiunile căii, nu? Că nu putem să intrăm oricum pe calea aceasta. În Matei capitolul 18, versetul 3 și 4, înainte se pune o întrebare, cine e mai mare? Și Domnul îi spune așa, dacă nu veți, veți meri, și nu vă veți face ca niște copilași. În versetul 4 spune de smerenie. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci oamenii mândri nu pot să se pocăiască. N-au cum. Există o expresie în Biblie, Luca 9, 23. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se... Există două versete care vorbesc despre sinele nostru, iubirea de sine și lepădarea de sine. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 spune așa, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Un om care e mândru nu se poate pocăi, ăla n-are cum să se pocăiască. Odată eram la un priveci, după ce am gătit slujba, vine un bătrân din sat, un om cu un scad de moral și începe o discuție din Biblie. Domnule știa Biblia foarte bine. La urmă mă întreabă, măi băiete, ce spui? Eu știu Biblia? Deci mă bucur că o cunoști. No, facem o înțelegere. Dacă vin la voi, mă pui acolo, șef? Eu zic că eu sunt sigur că nu vii. Dar de unde știi? Că te știu că ești un om mândru. Și cererea asta e o dovadă a mândriei tale. Nu poți să mergi pe o cale îngustă cu două valizi de mândrie după tine. N-ai loc. Dumnezeu să ne ajute să ne smerim. Amin? În Luca 18, cu cât? Cu 24, Domnul spune cât de anevoi vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au avut fii. Dar eu vă întreb la tânărul care a venit și i-a cerut să vândă averea. O mai cerut Domnul la cineva asta? În Noul Testament nu. Că pocăința are liniile mari, îți pare rău de păcate, le regreți, renunți la ele, faci legământ cu Dumnezeu, nașterea din nou.
Dar pocăința are ceva specific pentru fiecare. La tânărul ăsta atât ai mai trebuia, că el era foarte moral. Unora din noi, din nou pocăinți, poate ne mai trebuie ceva să fim desăvârșiți. Spuneam la o soră, poate trebuie numai să se lasă de clevetire. Și desăvârșită, că încolo ei o femeie morală. La un frate, poate îi trebuie numai un pic să se lasă de iuțâmi, nu? Efesien 4, 31. Orice iuțâmi, să piară de mijlocul vostru. Că pocăința are câteva linii directoare mari, dar are specific pentru fiecare ceva. Omul acestui atât îi trebuia. Apoi avem multe lucruri pe care noi trebuie să le lăsăm. Că nu putem intra cu ele. În Evrei 4,6 vorbește că ei n-au putut să intre în odihnă pentru că n-au ascultat. Să ne dea Domnul ascultare, mă uit la ceas cât timpul trece. În Apocalipsa mie îmi place descrierea cerului. Odată Domnul mi-a arătat într-o viziune puțin din cetatea aceea de aur. De câte ori mi-aduc aminte, Doroș zboară deodată către cer. Noi nu știm cât poate să fie de frumos acolo. Apostolul Pavel a fost răpit în al treilea cer și spune că n-a văzut oi de om și la ureche nu s-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Mama mea spune că a fost o femeie foarte credincioasă. Când avea 6 luni de zile, a rămas orfană de mamă. Și când avea 5 ani, la bunicul în casă se făcea rugăciuni. În luna februarie sta la poartă, tremurând de frig și făcea de pază să nu vii jandarmi. Acum era în vârstă, trecută de 70 de ani și spune, măi băiete, eram o fetiță, am fugit în casă, într-o bucătărie să iau o turcă să mănânc. Și când am ieșit în prag, jandarmi era un prag, i-o scos pe toți pocăiță, pe tătuța, l-o prins, o vrut să-și ia bocanci în picioare, că era un prag, era luna februarie. Și jandarmul l-a smuncit și i-a spus cu Dumnezeu, ai să mergi desculț până la Cernăuță. Și a mers desculț pe gheață și zăpadă, bătut în fiecare post până la Cernăuță. Eu mai târziu, acum am vizitat și eu temnița aia, pușcăria aia. Și acolo l-a condamnat la 25 de ani de pușcărie. Și o zic că mamă nu aveam, tata era în pușcărie și noi 3 copii ai nimănuia. Dormeam flămânzi, ne trezeam flămânzi, dormeam prin grădină, mai veneau frații și ne da mâncare. Mama mea era bolnavă și odată când vine la serviciu îmi spune, băi Dragoș, am avut o răpire. În timp ce s-a pe pat și se ruga, a auzit așa în spatele ei ca un vuie de apă mare. Și spune, m-am pomenit că eram cu o fetiță, așa de vreo 17 ani, îmbrăcată în alb, și în fața mea era o cetate de aur, erau niște frumuseți de nedescris. Încerca să-mi spună cum e acolo și nu putea. O venit fratele Șerban, ne-a povestit și mie, măi, dacă aș ști voi cât e de frumos acolo. Și la aceea săptămână, mama a fost chemată la Domnul. Acum spune în Apocalipsa 21 de frumusețea cetății aceleia, dar în versetul 27 spune, nimic întinat nu va intra. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună nu va intra acolo. Frații mei, pe calea asta a mântuirii, pe calea asta îngustă, care duce în cetatea binecuvântată, nu putem merge cum vrem. Trebuie să abandonăm din viața noastră multe lucruri care ne sunt inutile și păcătoase. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? O referire aș vrea să fac la categoria de oameni vizați în pilda aceasta. Oameni care vin înaintea Domnului și spune, Doamne, noi am mâncat și am băut în fața Ta. Înseamnă că pilda asta nu-i pentru musulmani. Nu-i nici pentru cei din știu eu, India, budiști, ceia care nu au auzit. Îs pentru oameni care au mâncat și au băut, care l-au văzut pe Domnul, l-au auzit pe Domnul, care au ascultat predici, care au ascultat cântări, care au participat la o slujbă din privei de mormântare, care au habar de pocăință. S-ar putea să fie bărbate unei surori pocăite,
care știe de pocăință. S-ar putea să fie nevasta unui frate credincios. S-ar putea să fie copii aduși la adunare și au abandonat adunarea. Și în ziua aceea vin înaintea Domnului, dar noi te cunoaștem, Doamne, dar unii dintre noastre ai propovăduit. Măi, duceți-vă că nu vă cunosc. Ce trist va fi atunci. Închei, eu mi-am făcut așa în mintea mea o imagine și am numit-o imaginea celor trei uși. Prima ușă în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și... Ușa ta. Tu ești proprietar. Îi ușa inimii tale. Și Domnul bate la ușa inimii tale. Nu știu de cât timp bate. Știu că o cântare spune, nu-l lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bate, dacă e ultima bătaie. Și bate prin predica mea, și bate prin cântarea lor, și bate Duhul Sfânt în cugetul tău, poate de multă vreme. Tu ești proprietar și Domnul bate la ușa ta. Și urmează o a doua ușă. În Marcu, în capitolul 16, versetul 46, pe Domnul l-a îngropat și a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Ca a doua ușă e ușa mormântului. Dragii mei, statisticile sunt crude. Toți oamenii care se nasc, toți mor. Într-o zi veți auzi și de mine, poate prietene, sau când nu sunt o mare personalitate, unii nu vor auzi sau vor auzi cu întârziere. Dar într-o zi, dacă nu vine Domnul, eu voi muri. Și tu vei muri. Și vei trece prin ușa mormântului. Și cum ai trecut prin ușa mormântului, ajungi în partea cealaltă. Și acolo este o ușă, de care am citit eu, da, aici. Odată ce stăpânul casă se va scula și va închide ușa, iar voi veți fi afară și veți zice, Doamne, Doamne, deschide-ne. Ia gândește-te, după ce treci prin ușa mormântului, ușa raiului se va deschide oare? Pentru mine imaginea asta e foarte clară, e foarte logică. Dacă eu aici deschid ușa și îl primesc pe Domnul și el acolo deschide ușa și mă primește. Dacă tu azi îți ții ușa zăvorâtă și n-ai nevoie de Domnul și el acolo va ține împuiată și n-are nevoie de tine. Închei predica. Dorim ca Dumnezeu pe tot să ne binecuvinteze. Dacă vreți să porniți pe calea asta, Dumnezeu să vă ajute. Noi nu amăgim pe nimeni, nu înșelăm pe nimeni. În Fapte, capitolul 14, versetul 22, Apostolul Pavel îi învăța pe ucenici că în împărăția lui Dumnezeu se intră primul de necazuri. Dar nu-i problem că avem necazuri. Roman 5 cu 3, ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre. Iacov 1 cu 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Pentru că necazul ne califică, ne specializează și ne face bun pentru împărăția lui Dumnezeu. Pe calea îngustă e luptă. Plăceri de șertăciuni pe ea nu e împodobită, dar e dreaptă și e bună că duce în sus. E o cale îngustă, o cale strâmtă, o cale de luptă, o cale de înfrânări, dar la urmă are un final binecuvântat. Pe calea asta vă chem și pe voi. Și când va veni Domnul, noi cu toți cei dragi ai noștri să intrăm în odihna Lui. Amin.